vorbească despre filme, despre seriale, despre seriale, despre absolut orice. Mă bucur mult că ne întâlnim din nou la emisiune. Să știi că am bine și un test pentru tine. O să vezi despre ce este vorba imediat. Părerea mea... Credeam că ați votat pentru ceva aici. Nu, o să vezi imediat, o să vezi de tine, depinde ce bilețel tragi. O să vreau să o luăm în felul următor, că aș vrea să înțeleagă oamenii. Șerban Pavlu este actorul principal din... E actor cu roluri importante în... Cu o voce impunătoare. Da. În... Nunți, botezuri. Diseară. Ok, începem cu cei mai aproape, da? Începem de cu noi. Cei mai aproape de noi. În seara asta, de... În seara asta, 20-30, pe ProTV, Clanul. Superb, am văzut primul episod și ți-am zis că sunt fascinat, mi s-a părut mega, mega tare. Episodul 1, extins... Încercați măcar o dată să luați o gură de Clanul și eu zic că nu o să vă mai lăsați de el. De dependență și merită, pentru că este fabulos, fabulos serialul. Urmează, începând cu 21 septembrie, în cinematografe, în toată țara, Nunți, botezuri, înmormântări. Acolo am rol principal, adică... de pe afiș până la ultimul cadru o să vă săturați de fața mea. O comedie... scenariu Adrian Lustig, regia Alexandru Lustig, și în rolurile principale subsemnatul al dumneavoastră Șerban Pavlu, Anca Sigartău într-un rol delicios, delicios, Gheorghe Ifrim, domn primar, într-un rol la fel de comic cum... Aici sunt imagini fixe din, din filmul de... Ilona Brezoianu, e o grămadă de lume, Sergiu Costache, Vali Rupiță. Deci asta e Nunți, botezuri, înmormântări. Nunți, botezuri, înmormântări. Asta e Pinguinul de la sfârșit. Din 21 septembrie din 21 în cinematografe. Hai că abia aștept, mai ales că e după o poveste reală. Este din... după o poveste reală, după criza și precedată de bula imobiliară din anii, nu 2007-2008, când tot românul era investitor imobiliar, când toată lumea trăgeau un gard la curtea din spatea bunicii, se visau blocuri, zgârie nori în București, totul sărise în aer și câțiva oameni, mă rog, unii s-au îmbogățit, unii s-au prăbușit. Da, corect, abia așteptăm despre să vedem. Asta e vorba în film și despre nebunia omului în general de a crede că se poate îmbogăți foarte repede fără muncă, lucru de care se pare că noi românii suntem în continuare îndrăgostiți, această idee că, domnule, dai un tun. Ideea e că trebuie să vedeți Nunți, botezuri, înmormântări inspirate din viața reală, cum ziceam ceva inspirat mai devreme. Inspirat după un caz 100% real. Numele meu în film este Cosmin, iar eu am stat de vorbă cu Cosmin, exact cum adevăratul Cosmin. Cu adevăratul Cosmin, care mi-a povestit râzând și înainte de film și după film. Și a fost, abia aștept să vedem despre ce este vorba. Să știi că revenim și la Clanul, ca să avem imagini și de la Clanul. Uite, ia să vedem imaginile, pentru că și aici ești un personaj extrem de interesant. În Clanul am întors foaia de la... Da, uite. Uite, să avem coloana sonoră a filmului. Da, este un... muzică originală și... asta e o melodie scoasă de Theo Rose pentru... Băieții sunt absolut extraordinari. De fapt, ei sunt rolurile principale. Denis Hanganu, Marian Olteanu. Sunt sigur că o să vă îndrăgostiți de ei, fetelor, doamnelor, domnișoarelor. Eu ți-am spus, Hanganu aduce foarte mult la voce și la atitudine cu tine. Și când a venit aici la noi, la emisiune, i-am spus lucrul ăsta. Și a fost... A fost măgulit, adică... A fost măgulit. A zis că... E un fun fact cu Hanganu, personajul lui, la un moment dat apare copil. Sunt, el e copilul lui Carmen Tănase și filmează la, nu știu, 5-6 ani, 7 ani, nu știu cât are personajul lui. Și au luat un copil și... Denis Hanganu tânăr este Nicolae Pavlu, băiețelul meu, așa nu că pot să cred cât de există tare. De fapt. Deci ăla micu din film, da, băiatul tău adevărat. Băiatul meu adevărat. Deci Tudor se cheamă personajul, Tudor tânăr este. Și eu am întors foaia că uite, am ajuns polițist și nu orice polițist, sunt comisar șef. Da, e de partea binelui, dar nu e un tip cu toate țiglele pe casă, nici comisarul ăsta al meu. Cum au fost filmările au la au fost intense. O să vedeți, nu e un serial obișnuit, sunt episoade foarte lungi, cu densitate, cu întâmplări, așa ca într-un film. Deci fiecare episod e aproape un film și treaba asta s-a făcut într-o vară, de fapt, pe repede și, cum să zic, cu multe zile de filmare, cu multe locații, mulți actori, super filmări, o să vedeți, sunt scene de acțiune
de dragoste, de toate. George Mihăiță, Carmen George Tănase. Mihăiță într-un super, super rol de negativ, da, nu, da, că e coleg cu mine acum în serial, într-un super rol de negativ, așteptam de mult să-l să-și povestesc așa din primul episod, că este nu senzație. Nu povesti nimica, senzație. Carmen Tănase este... În seara este... asta, de la ora 20-30 de minute, oameni buni, puteți să-l vedeți și pe Voio, da, dar în seara asta începe și în același timp mai urmează un alt film, mă, deci mai proiecte pe tine, adică team building. Mă simt și prost, urmează team building, altă comedie, de data asta descreierată total, complet. Am văzut pe TikTok, am văzut, da, pe... Superstarul de... din online, Matei Dima, nu mai are nicio nevoie de prezentare, Bromania, da, super. Micuțu, superstar de stand-up și o pleiadă întreagă și nu glumesc de actori, da, tineri. Super. Băi, funny, bun, bun de tot, adică pe mine m-a convins din m-am amuzat și mă uitam ca la spectacol când, când au filmat. Și gagiți și băieți tineri, super funny și... Deci tu e să înțeleg că așa cum zici gagiți și băieți tineri, da, ești bătrânul filmului. Eu sunt bătrânul filmului, s-a ajuns și la chestia asta, nu trebuie să ne ferim de, de vârstă. Ești ăla care trimiți Kind Reminder. Eu sunt ăla care trimite Kind Reminder, șeful ăla enervant. Lumea când o să vadă să înțeleagă despre ce este vorba, sau, da, dacă găsiți pe TikTok, o să vedeți promul. Da, sunt și bucățele scoase. Mesaje din, din multinațională. Da, 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 despre asta e vorba, despre viața tristă din multinaționale, tristă pentru cei care încearcă să muncească, exact, dar e super, super funny. Deci anul ăsta a fost un an senzațional pentru tine. Anul trecut, anul ăsta, n-am filmat, n-am de clanul. Anul ăsta rezultatele. Anul ăsta, da, anul ăsta apar, noi culegem ce am semănat în anul precedent. Ai semănat bine. În afară bine de clanul, clanul s-a făcut, e copilul început de anul ăsta. E, a fost grozav. De la casting până la, uite, episodul 1. Abia așteptăm în seara asta, vedem. Super. Facem în felul următor, am niște bilețele pentru tine și pentru că ai o voce, da, care n-are cum să treacă neobservată și pentru că ești un super actor, trebuie să alegi de aici un bilețel și la un moment dat, da, va trebui să intonezi cum vrei tu. Să intonezi, că ai diferite stări aici. Deci e un... hai să vedem ce ai imediat. Ia să vedem. Deci ai drumurile noastre, celebra melodie, da, iar starea trebuie să fie de gelozie. Ok. E pregătit? Absolut. Dacă vrei putem să schimbăm? Nu, sunt foarte pregătit. Bun, acum. Deci da, ok, gelozie. Drumurile noastre, stare, gelozie. Deci drumurile noastre, ca la teatru, facem admiterea. Uh-huh. Tot ce am fost în viața mea vreodată, voi lăsa uitării. Ani și ani și nopți la rând, povară clipa despărțirii. N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată. N-am să-ți cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară. Nu-ți feri privirea! Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre, poate, se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericire. E bun, amorcu, impecabil, Cervan, da, Pablo. Deci, la acum, că... momentul așa, nici nu a citit omul înainte, ca să înțelegeți. Adică, pe nepusă masă, pur și simplu și-a intrat în rol. La un moment dat simțeam lacrima aia de gelozie. Păi îmi venea. Dar tu când, da, citești chestia asta, te gândești la cineva, la ceva, sau cum intri în jurul ăsta? Vrei să-ți răspund serios? Sau... Da, serios. Eu cred, cred că toți actorii fac mai devreme sau mai târziu chestia asta, un inventar de stări așa, pe care, da, le trăiești în viața ta, nu poți să nu le... trăiești și cumva le ai depozitate așa, adică ai insertăra anumită... și zici, acum scoatem... Da, nu, actorii buni nu merg la sertăraș. Actorii buni încearcă să se pună într-o situație în capul lor în care au simțit, simt ce au simțit atunci. Dar cumva, da, faci recurs la... Deci eu știu, gelozia ai avut la un moment dat și... am fost un tânăr foarte gelos. Da? Da, acum gata, m-am vindecat, dar ca puște, așa... nebuneam. Nu cred. În liceu, nebuneam. Când liceu, urmăreai să vezi ce se întâmplă. Fii atent aici și cu asta am încheiat, că nu vreau să mai... Deci, Șerban Pavlu, povești din liceu, ia zi. Eram super îndrăgostit de o colegă și cu chiu cu vai, cea mai frumoasă fată, bineînțeles, din liceu și adică, da, ștacheta era sus. Și cu chiu cu vai, bun, am ieșit de două, trei ori să ne plimbăm prin parc, nu-ți imagina... Da, da, altceva. Dar unul din bunii mei prieteni... Nu cred. A râvnit la bunul tău. A râvnit, dar da, adică și mie mi se pare așa o chestie, băi, adică, băi, pe bune, dar știi că am ieșit și că, domnule,
era cumva pe față chestia asta. Și cum pe vremea erau doar telefoane fixe, nu exista telefon mobil și încingeam telefoanele, te duceai, aveam fir lung, mă retrăgeam în cameră ăștia, băi, dar nu mai ieși odată. De la cu disc până... Mamă, cu disc, mă duceam, închideam, nu intra, lasă-mă, dar ce faci, vorbesc la telefon, da, băi, ce faci, băi, și ce ai, ce ai mai ascultat, ce muzică ai mai ascultat. Și... În clasa cât ai aici, 11-12? 9-10, nu am 11-12. Și... La un moment dat mi-am dat seama că vorbește și cu ăsta. Nu cred. Ba da, da, tipa era... Ideea, tu sudai la un număr, nu era telefonul, exact, lui, tu sudai la familia aia și suna ocupat. Dar în capul meu era clar că vorbește și era clar că vorbește cu ăla. Și de gelozie și mă, nu mai putem, mi-era mai așa. Îl sunam pe ăla pe fix, și era ocupat și zicea, mamă, mamă, mamă. Avem o rugăminte de toți cei care au trecut prin așa ceva să lase un, da, un mesaj pe WhatsApp, că nu știu de ce, și dar ne regăsim. Și sunam mulți la unul și la altul alternativ, dar n-au terminat. Dar cât vorbește și Godia cu ea, dar ce îi spune, mamă, mamă. Și? Și a doua zi la școală, hei, ce faci? Trăiam chinul iadului. Da, da, asta e frumos. Da. Bravo, hai mai facem încă un bilețele. Păi bun, hai mai facem. Nu? Până la urmă, da. Fii atent că am luat... Ia să vedem asta, ultimul, ia. E și scurt la obiect ce avem. Elefantul Cici. De ce? Stare, tristețe. Elefantul Cici fiind o piesă foarte veselă pentru copii. Elefantul Cici și-a pierdut cipicii. Și acum plânge și cere furnicii. Unde-mi sunt cipicii? Dă-mi înapoi, că mă înfuri tare și calc pe mușuroi. Hai mă, vă țineți de prostii. Băi, bună, tot, bună, tot. Și mie se place foarte tare că eu mai zâmbeam aici, că n-aveam cum, tu nimic, concentrat, erai acolo cu cicii. Păi, oameni acum... buni, Șerban Pavlu este un super actor și știți treaba asta. În seara asta îl vedeți în Clanul, facem o recapitulare. Din 21 septembrie în cinematografe avem Nunți, Botezuri, Mormântări. Apoi team building la finalul lui septembrie. Și, și... cred că în octombrie, început de octombrie, filmul Marocco, dacă vă aduceți aminte de jocul acela. Rol principal. Titular. Nu, titular e numele, deci nu, principal. Jocul acela, când eram mici, Marocco, bețișoarele, da, din care nu puteai extrage unul fără să le miști pe celelalte. Iar pe Șerban îl găsiți pe Facebook, Șerban Pavlu, pe Instagram, pe TikTok și peste tot. Mulțumim mult de tot și te așteptăm, ciao, cu mare drag!